150 de echipaje au expus peste 400 de rețete culinare în cadrul festivalului Concurs de Tradiție Culinare Alomițeană la Casa Tudorii, evenimentul găzduit de situl arheologic de la Giurgeni, locul nașterii marelui voievod Mihai Viteazul, a reunit sute de pofticioși și răsfățați cu produse tradiționale românești. Bunătăți tradiționale de la mâncare cu gutui, dovleac cu orez, mâncare de ardei capia, sărmăluțe sau prăjituri care de care mai delicioase sau aspectoase au luat ochii trecătorilor care au venit în număr mare la cea de-a 8-a ediție a Festivalului de Tradiție Culinară la Casa Tudorii. Membrii juriului au trecut pe la fiecare masă și au punctat fiecare preparat. Bucătăresele iscusite au venit cu cele mai gustoase produse care au fost transmise de-a lungul anilor de la mamă la fică. Unele dintre acestea au prezentat rețete adaptate centenarului. Anul acesta, la acest festival, ne-am gândit, în cinstea centenarului, să adaptăm o rețetă, tochitura românea ialomițeană a lui tanti Florica din Alexeni. O foarte bună gospodină care a lansat această rețetă și a avut foarte mare căutare. Am pregătit un amestec din carne de porc, gușa afumată, cârnați afumați, costița afumată și făcute cu o garnitură de legume sotate. Și gogoși. Vă dăm o gogoașă tradițională, românească. După părerea mea, cred că plăcinta tradițională va fi cornulețe cu rahat, plăcintă brânzoaice, ecler. Sunt așteptați la 10 și jumătate și mere foarte bune. Este necesar să menținem aceste tradiții pentru că ele ne demonstrează că românul trăiește și va trăi în continuare prin tradiții și artă populară. Și excelăm și la acest capitol la gastronomie. Da. Tot mai mulți străini vin și admiră foarte tare preparatele românești și noi, cei care suntem din împrejurimi, la fel, ne hrănim și mâncăm tradițional. Noi de la Luciu am venit cu 3 echipaje, echipajul Veteranele, recunoscut în tot județul și la toate posturile de televiziune, Florile Câmpiei cu fete între 40 și 45 de ani și copilașii de la școală Românașii. Da, începând de la veterane, am venit cu mâncăruri tradiționale, în special doamnele, mâncăruri tradiționale de la Luciu. În fiecare an vrem să venim cu ceva nou și anul acesta mâncarea care cred eu că ne reprezintă este puiul fraged cu caise, sărmăluțele care sunt nelipsite de pe mesele românilor, pâinea de casă, cozonacul, tocănița de mâncărica de ardei capia, deci ardeiul capia este întreg, e copt întreg și înlocuiește carnea, plăcinta de gutui, de lubeniță, de brânză, de mere, plachia de lubeniță, plus fetele tinere cu compoturi și conserve, cu cozonaci. Câte preparate aveți în total? 40 de preparate. Cea mai veche rețetă care este aici e plachia de lubeniță, de dovleac, cum se face la noi, și mâncărica de ardei copt de capia. Astea sunt bătrânești de ale noastre. Bătrânești, da. Și încă le mențineți. Și încă le menținem, cum noi suntem bătrânești, mai ținem post, mai facem de post, mai... Încercați să transmiteți aceste rețete și tinerei generații? Da. Nora mea face tocănică de asta, când fac eu, face și ea, mâncăm împreună, nu-i nicio... Fata mea face, îl coacem în ulei, nu afară la jar la ea, că e fumul ăla și dă gustul ăla de fum așa. Tocăm zarzavatul morcov, ardei gras, ceapă, le tocăm mărunt, le călim un pic în puțin ulei și pe urmă le fierbim cu puțină apă până se descompune, să face un fel de pastă. Nu lăsăm să cunoască ardeiul sau ceapa în el. De participat e prima dată. Da, și am vrut să îmbinăm tradiționalul cu modernul și am luat rețete de la mama, de la bunica. Eu am venit cu sărmăluțe de post, cu ciuperci și cu mărar. Colegii mei au venit cu fasole, cu castraveciori și toate felurile de plăcintă tradițională. Rețetele sunt vechi. Vedeți aici minciunele, colțunaș cu brânză, cum făcea bunica. Fel de fel și moderne, cum avem acolo rulada, prăjituri amandine. Deci am încercat să avem de toate, și tradiții, și mâncăruri vechi, și moderne, și modernism, așa cum trebuie să trăim astăzi. Avem aici rață pe varză, în oală de pământ. Oalele sunt de la mine moștenite, de la mama mea. Și
E făcută în cuptor de pământ, cuptor de casă, cum era odată. Încă mai există pe la sate, încă se mai păstrează acest lucru. Aici avem pastrama de berbecuț cu mămăliguță și brânzică de oaie, scovergile care sunt cu aromă de bărăgan, iarăși foarte bune, am vândut de azi de dimineață o grămadă. Ciolanul, tradiționalul ciolan cu fasole, care nu ne-a lipsit nici într-un an. Ce mi s-a părut impresionant a fost dulceața de rubarbă, o dulceață foarte bună, nu mă gândeam că se poate face atât de bună și să fie atât de gustoasă. Dulceața de măceșe, cozonacul de casă, nucile ca la mama acasă. Avem și pâine de casă. Și pâine de casă, copilul meu, de exemplu, le preferă aceste nuci. Biscuiții de casă, care sunt foarte buni. Avem aici o cană de must, mai mult vin roșu și tradiționala pălincă de pere. Mulți mă întrebau cum a crescut acea pară în acea sticlă. Vreau să vă spun că sticlele se leagă în copac încă de când părul este înflorit. Stolnicii Tudorii, chiar ne recunosc persoanele prin târg pe aici. Avem ciorbă de dovleac acrită cu lapte acru și o mâncare de gutui. Se pune acum, abia așteptăm să vină juriu. Sunt rețete tradiționale de 100 de ani în zonă. Ciorba dovleac se făcea la stână, mâncarea de gutui este de post, e un desert de post și o făceau femeile în perioada postului, că vine postul Crăciunului acum și mâncarea de gutui era exact ceea ce trebuia. Acum nu prea se mai face, dar noi venim, știți, de fiecare dată cu rețete tradiționale. Totul e excelent, totul bine, totul frumos. Văd că ați luat și o porție de... Fasolică de asta nu se poate, tată, că așa e frumos. E tradițională. E normală, corectă, dar nu se... aia că am luat și o țigă. La eveniment a participat și Comuna Traian, partea unui proiect cu fonduri europene de anvergură, prin care 22 de persoane au devenit antreprenori. Localitatea se mândrește cu cetățenii săi care au prezentat publicului de la Giurgeni produse textile și din piele. În fiecare an Comuna Traian a participat la această manifestare. Este adevărat că dar cu copiii de la școala Traian, însă anul acesta Comuna Traian participă cu cei 22 de antreprenori și vedeți aici, fiecare au expuse o parte din produsele care or să realizeze în firmele pe care le-au deschis. Sunt oameni tineri, oameni care vor deveni antreprenori de succes. Sperăm să fim prezenți și anul viitor în aceeași formulă, cu mai multe produse decât anul acesta. Proiectul acesta pe care dumneavoastră îl implementați la nivelul localității și-a dovedit, iată, eficiența, pentru că vorbim despre microafaceri, ceea ce este foarte important pentru mediul rural. Sigur, sigur. Păi este foarte important pentru că se vor crea noi locuri de muncă și vă dați seama, este exact ceea ce ne lipsește. Da, proiectul cred că începe să-și arate efectele și vedem ce se întâmplă astăzi aici la Giurgeni. Cu multă îndemânare, cu multă străduință și cu mare drag. Sunteți participant în cadrul acestui proiect? Da, da, da. Cu ce v-a ajutat efectiv acest proiect? Păi ce, mă ajută ca să pot să produc ce vedeți noastră aici, da? Pentru că altfel mi-era foarte greu și altceva, ce să zic, cu ce mă, să pot să expun, să pot să vând. Și, în mare parte, să mulțumesc și publicul, pentru că, practic, de-aia produc. Pentru că tradiția dăinuie, iar valorile sunt perene, tinerii au răspuns cu entuziasm participării la un festival de tradiție culinară. Elevii de la clasele de industrie alimentară din județ și-au prezentat produsele pe care le învață la școală și și-au exercitat meseria pentru care se pregătesc în viitor. Anul trecut ne-am adjudecat premiul cel mare, am început în forță din primul an, acum 2 ani, am avut premiul 3 și am zis că trebuie să măcar să ne menținem de acum înainte, pentru că mai sus deocamdată nu se poate. Cu ce ne lăudăm? 49 de rețete. Cu 49 de rețete au venit copiii noștri. Sunt 3 echipe participante în acest an de la școala noastră și impresionează cu tot felul de lucruri inedite. De exemplu, rețeta de chifteluțe de mere, mie mi s-a părut ceva impresionant pentru că n-am mâncat niciodată. De asemenea, mai avem sarmale și la borcan. Rețete tradiționale românești.
Este bine că încercăm prin aceste manifestări să le transmitem și copiilor această dragoste către tradiție, pentru că până la urmă vorbim de tradiție aici la Casa Tudorii. Sigur că da. În plus, la noi, în școală, sunt foarte mulți copii care provin din mediul rural și ei vin de acolo cu obiceiuri încă nealterate. Și lucrul acesta este foarte bun pentru că le transmit mai departe copiilor din municipiul Slobozia și din județul Ialomița, așa încât și ei să poată transmite mai departe copiilor lor să nu pierdem această tradiție, pentru că este mare păcat. Standul nostru este reprezentativ pentru școala gimnazială Constantin Ștefan Albești. Am încercat anul acesta, fiind pentru prima dată când participăm, să aducem în concurs, să spunem noi, lucruri cu care ne pot surprinde locuitorii comunei prin elevii care sunt reprezentanți aici. Avem printre produsele pe care le vedeți expuse fursecurile cu nuci, dulceața de nuci verzi, dulceața din gutui. Zicem că sunt trei produse care ar putea surprinde pe cei care doresc să le și deguste. Ați mai participat la acest festival sau este pentru prima dată? Este pentru prima dată când venim, prima dată când luăm contact cu ce se întâmplă aici și deocamdată lucrurile sunt plăcute și foarte frumoase, spunem noi. Reprezentăm Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești și am preparat toate preparatele de aici în bucătăria din liceul nostru. Am făcut deserturi, mâncăruri calde, antreuri, totul este pregătit cu drag. Sunt rețete pe care le-ați învățat la școală, da? Da. Sunt elevi de la clasele a 9-a până la a 12-a. Preparatele sunt preluate și din bucătăria zonei, pornind de la antreuri preparate în căruri calde. Avem aici și ceea ce au învățat ei de la bunicii, mâncare de gutui sau dovlea cu orez, o specialitate de pâine, margaretă cu lapte care se pregătește la nuntă, plăcintă țărănească cu brânză, legume pregătite în antreuri în fel și chip, toate gustoase, toate foarte, foarte apreciate și în acest moment intră în competiție și sperăm ca și de această dată să luăm premiu. Altminteri s-ar uita originile, s-ar uita rădăcinile și cel puțin prin domeniul gastronomic, noi trebuie să nu uităm că de fapt toți venim de undeva din aceste pământuri, de pe aceste meleaguri și bunicii și străbunicii ne aduc nouă tradiția lor, rețetele lor, iar noi le preluăm, le interpretăm și le transmitem mai departe. Foarte frumoase, felicitări copii, felicitări. Ia spune, tu ce ai făcut? Fagure. Tu l-ai făcut? Da. Bravo. Eu am făcut eclair. Eclair? Da, eclair. La cel mai mic de acolo, tu ce ai făcut? Musaca. Am mâncat. Și ce ai făcut? Musaca. Tu ai făcut-o? Bravo, bravo. Ei au pregătit tot. Mă impresionează faptul că aici la primele standuri, deja suntem la standul 9, copiii sunt cei care prezintă rețetele culinare. Dacă noi reușim să transmitem următoarelor generații aceste rețete, pe care eu sincer nu le știu, și cred că sunt foarte puțini oameni care știu aceste rețete tradiționale, înseamnă că avem viitor. Înseamnă că acordăm un respect celor care au adus aceste rețete până astăzi, iar obligația noastră este să facem tot ce putem ca aceste rețete să fie transmise din generație în generație. Faptul că aici avem atâtea echipaje de copii care ei au pregătit aceste rețete, i-am întrebat cine le-a pregătit și au spus că ei le-au pregătit, e o dovadă că facem ce trebuie, faptul că lumea vine, este prezentă și se bucură de acest eveniment, este foarte clar că este o decizie foarte bună. Foarte bine organizat, foarte multe produse tradiționale, foarte frumos, foarte bine. Ce vrei să cumpărați? De exemplu, biscuiți de casă. Nu că n-aș ști să fac, dar parcă îți face cu ochiul când îi vezi așa. Perfect pentru toată lumea. Consiliul Județean, care au organizat și care toată lumea e mulțumită aici. Bine, din punct de vedere, Slobozia Țăndărei, eu sunt de Slobozia și am venit special care să, ce așa, acasă n-aș putea să mănânc, dar parcă mai bun la cazan.
Organizatorii și-au propus ca prin acest eveniment să promoveze bucătăria unică și specială a tuturor zonelor din județul Ialomița și să le ofere posibilitatea maestrilor în arta culinară de a-și pune în valoare talentul și creativitatea. An de an, participarea atât a concurenților cât și a vizitatorilor crește considerabil. De la început țin să mulțumesc Consiliului Județean și Muzeului Județean și nu numai, și dumneavoastră care sunteți aici, cei care participați, juriului. Este o zi frumoasă, soarele e sus, cred că și dumneavoastră vă veți simți la fel de bine. Țin să vă anunț că astăzi avem peste 150 de echipaje grupate în 47 de standuri cu peste 400 de rețete. Ne aflăm la 8-a ediție din 2011, în fiecare an a avut loc acest festival și iată că anul acesta suntem mai mulți. E un lucru bun, un lucru frumos pentru județul Ialomița, care acest festival de arte culinare a devenit un brand al nostru. Din an în an a crescut atât calitatea rețetelor și produselor care sunt expuse. Din păcate n-am reușit să vizitez decât jumate din ele. Sunt convins că în completarea timpului foarte frumos care este afară, veți fi încântați și de preparatele care sunt deocamdată expuse, dar care vor fi consumate, și o bucurie a ochiului și a auzului pentru ansamblurile care vor fi prezente pe această scenă. Eu urez succes tuturor participanților. Mă bucur să fiu astăzi alături de conducerea Consiliului Județean, de domnul președinte Victor Moraru, domnul prefect, domnul primar al Comunei Giurgeni și dumneavoastră, în mod special, cei care ne faceți să fim bucuroși de activitatea noastră. Vă doresc o zi super frumoasă, să vă bucurați de tot ceea ce aveți astăzi aici. Și în același timp urez succes tuturor concurenților. Preparate foarte bune. Nu știu dacă eu aș fi în juriu, nu, cât de greu este să stabilești ce produs este mai bun de aici, luând în calcul că sunt peste 400 de rețete culinare tradiționale prezentate aici. Cred că juriul are o misiune imposibilă, să spunem, dar să sperăm că de fiecare dată a reușit să stabilească câștigătorul, o să stabilească și anul acesta. Este foarte frumos, vedeți și dumneavoastră, oamenii au venit, își prezintă concurenții, își prezintă produsele, oamenii le degustă, juriul analizează, este o zi foarte frumoasă. Consiliul Județean Ialomița are în atenție această zonă, acest sit arheologic, s-a depus un proiect pe fonduri europene și aproximativ 3 milioane de euro se vor investi în următorii ani aici. Vă felicit pe organizatori, pe participanți, mulțumesc și administrației publice locale, domnilor primari care sunt astăzi aici și pe care îi văd printre dumneavoastră, felicitări pentru implicare. Printre atâtea bunătăți tradiționale pe pământ încărcat de istorie, l-am întâlnit și pe mercenarul din oastea lui Mihai Viteazul. Reprezint un personaj valon, un mercenar din oastea lui Mihai Viteazul. Ce prezentați practic? Ce aveți aici expus? Avem expuse o cămașă de zale, da? Un pistol de epocă, un stilet, o armură de ofițer, da, e vorba de platoșă, se foloseau armurile ușoare, nu se mai foloseau armurile grele. Bun. Aici o sabie pentru execuții, pusă pe astea. Un fuior pentru tors și depănat. Odată ce mâncarea s-a terminat, oaspeții au început petrecerea.